pentru executivul. Dacă executivul este de acord cu propunerea privind repartizarea profitului. Deci a fost un profit foarte bun și felicităm pentru asta pe cei de la companie, dar o parte din profit se duce către salariați și pe undeva este normal și am vrea să știm care este modalitatea prin care se repartizează acest profit salariaților. Iar cea mai mare parte a profitului se duce către sursele proprii de finanțare. Teoretic, noi, la Consiliu, nu beneficiem de nici o sumă de bani ca și dividendă. Dacă executivul este de acord cu această formulă, dacă s-a discutat această formulă sau dacă au altă propunere.